a venit cu această inițiativă, care deja e o tradiție și va rămâne ca o tradiție, ca vara anumite teatre, anumite spectacole să poată juca în curtea televiziunii, să fie filmate, astfel încât spectatorii și din alte localități, nu numai din București, să bucure de jucătorii. A fost o pauză lungă, e primul spectacol pe care îl jucăm. Zadarnicele chinuri ale dragostei, dovadă. Regele Navarei decretează el că nu mai vrem noi decât să studiem, nu ne interesează nicio fată, nu ne interesează să ne îndrăgostim, noi trebuie să fim studioși. Și până la urmă, iată cum dragostea învinge. Și acești tineri, nu în față, da? Ajung ca, datorită fetelor minunate, să se redescopere pe ei. Nu mi era dor de teatru, dar sunt puțin speriat de situația, de context. E foarte complicat să faci teatru fără public. E aproape imposibil. Și orice spectacol fără public este doar o schiță. Cred că și ideea de a fi filmate niște spectacole e bună, atâta timp cât, într-adevăr, poți să ții ștacheta la același nivel cu sediu. Și e minunat că e un demers în vremurile astea grele, da, și pentru noi și pentru public. Vizionare plăcută și multă sănătate și calm.